Rușii au atacat noaptea trecută regiunile Donetsk și Sumy. Autoritățile spun că sunt morți și răniți. Bombele ghidate sau atacurile aeriene au vizat din nou ținte civile. Au început să vină armele și munițiile din Occident, dar ucrainenii sunt în continuare legați cu o mână la spate din cauza restricțiilor impuse de furnizorii acestora. Franța și Germania au răspuns apelului făcut de secretarul general NATO și sunt pe punctul de a da undă verde folosirii armelor în funcție de nevoile de pe front. On pense que on doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles et au fond les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée, mais on ne doit pas permettre de toucher d'autres cibles en Russie. Völkerrechtlich alle Möglichkeiten für das, was sie tut. Das muss man ausdrücklich sagen. Sie ist angegriffen und darf sich verteidigen. Da finde ich das schon merkwürdig, wenn einige Diskussionen führen, dass sie sich nicht verteidigen dürfte und Maßnahmen, die dazu geeignet sind, nicht ergreifen dürfte. Das Liderii francezi și germani au explicat că această schimbare de strategie nu înseamnă nici implicarea NATO în război, nici escaladarea acestuia. Vladimir Putin însă consideră că Europa se joacă cu focul. Представителей стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией, с очень плотным населением. И этот фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов по вглубь российской территории. Американцы, principalii furnizori de armament și muniție ai Ucrainei, își păstrează poziția în privința arsenalului livrat, chiar dacă la Washington sunt din ce în ce mai multe voci care susțin contrariul. We don't encourage or enable the use of US supplied weapons to strike inside Russia. Discuțiile privind folosirea arsenalului occidental livrat ucrainenilor în operațiuni de atac asupra unor ținte de pe teritoriul Rusiei au loc pe fondul unui turneu european al președintelui Zelensky. Ajuns la Lisabona, liderul de la Kiev a încheiat și cu această țară NATO un acord bilateral de securitate.